10. Ce pregătim? Ce facem astăzi? Facem geometrie, tot așa, cu subiecte la test. O să facem, care l-am dat la geometrie. Ai dat test, nu? Da. Când ai dat asta? Marți. Marți, da, ieri. Deci tema... Și este ca temă. Și este ca temă, ești perfect. Și ai testul cu tine, da? Da. Hai să ne apucăm de treabă. Avem așa. Punctul A de coordonate minus 1 și 1. A de coordonate minus 1 și 1. B de coordonate 1 și 3. 1 și 3. Și C de coordonate 2 și minus 2. 2 și minus 2. Punctul A. Aflați coordonatele punctului D. D. Astfel încât A... D, X, Y, da. Astfel încât A, B, C, D să fie paralelogram. Așa încât... A, B, C, D, paralelogram. Hai să le reprezentăm așa ca fapt de vers. Da. Deci, A de coordonate minus 1, 1. X-ul e minus 1 și Y-ul este 1. 1. Asta e A. Da. B-ul e de 1 și 3. 1 și 3. 2, 3. Asta e B-ul. C de 2 și minus 2. X-ul e 2 și Y-ul e minus 2. 1. C de coordonate 2 și minus 2. Așa. Da, nu știu. Problema este A, B, C și D. Da. O să fie paralelogram, pe aici cineva trebuie să fie idealul, da? Da. Asta înseamnă că AD paralel cu A, ce-o aici? Da. Cu BC. Deci avem că A, D paralel cu BC și că CD paralel cu AB. Da. CD paralel cu AB. Și atunci avem descris prin A o paralelă la BC. Și zicem AD paralel cu BC este scris de la dacă și mai dacă, zi tu. Dacă și mai dacă panta lui AD egal cu panta lui BC. Panta lui BC. Cu B și C știut, da. E minus BC, egal cu Y cu YC minus YB supra XC minus XB egal cu 3, nu, minus 2 minus 3 minus 2 minus 3 supra 2 minus 1 2 minus 1 1. Deci este Y cu C. Y-C este minus 2 minus Y-B 3 supra 2 minus 1 și face minus 5. Este în panta lui BC. BC. Și acum ai și panta lui. Știu panta lui AD egal cu minus 5 și ce mai știu? Punctul A de coordonate minus 1, 1. Și am descris ecuația din Y când îți dă un punct și o direcție. Și vine Y minus 1 ca să scrie ecuația dreptei AD. Pe lângă X Y minus 1 egal cu M minus 5 pe lângă X plus 1. Înseamnă Y. Minus 1 egal cu minus 5X minus 5. Atunci 5X plus Y 5X plus Y minus 4 plus 4 egal cu 0 este ecuația dreptei AD. Deci am găsit-o pe AD. AD, 2 puncte. Este 5X plus Y plus 4 egal 0. Să scriem și că paralel CD cu AB. 5 CD paralelă cu AB, dată și mai dată. Panta lui CD egal cu panta lui AB. Da. Dar lui AB o poți face. Da. Cine este egal panta lui AB? Panta lui AB egal cu YB minus YA supra XC minus XB minus XA. XB minus XA egal cu 3 minus 1. 3 minus 1 supra 1 plus 1. 1 plus 1 și face 2 pe 2, 1. Atunci panta lui CD este tot 1. Deci face așa. Și avem punctul C de coordonate 2 și minus 2. 2 și minus 2 și panta CD este 1. 1. Scrime cu acea de pe CD. Y plus 2. Y plus 2, da. Egal cu X minus 2. Egal cu X minus 2, da? Da. Adică X minus Y minus 4 egal 0. X minus Y minus 4 egal cu 0. Este ecuația lui CD. Da. Cealaltă, deci o să zicem la CD, care X minus Y minus 4 egal cu 0. Și ca să găsești pe punctul de intersectăm, da? Rezolvăm sistemul. Și avem... le adunăm și vine 6x, y se reduce și egal 0, da. Adică x egal cu 0. Și dacă x-ul e 0, y egal cu minus 4. Deci punctul D are coordonatele, asta e cerul. 0 și minus 4. D de 0 și minus 4. Terminat problema. Nu? Asta... Da. Și la B să... calculăm perimetrul lui ABCD. Perimetrul lui ABCD. Știm bine că doar două dimensiuni trebuia să calculez. Că într-un paralel, altele opuse sunt paralele și congruente de câte două. Da. Și spunem că aveai AB. AB egal cu radical din poftim. XA plus XA minus X pe parte. Da. Totul la pătrat, plus Y. A sau YB și nu are importanță, că la pătrat. YA minus YB, totul la pătrat. Și egal mai departe, cu radical din. Uităm-l la așa pe. Minus 1. Minus 1. Minus 2 la pătrat, 4. Plus. Y-ul lui A este 1, minus 3, minus 2, 4. Face radical din 8, care înseamnă 2 radical din 2. Asta este AB. Pe urmă? BC. BC. AB, BC. Da. Bun. BC egal cu radical din. Uităm la B și la C. XB minus XC la pătrat. Adică 2 minus 1 la pătrat 1. 3 plus 2 la pătrat, 5 la pătrat, 25. Și face radical din 26. Și atunci perimetrul ar fi fost de 2 prima, deci 2 pe lângă 2 pe lângă 2, radical din 2, plus radical din 26. Egal cu 4 radical din 2 plus 2 radical din 26. Sau lasă așa. Da, sau. Până ce emoți. Atât, nu? La cum toți. Da. Ceau, pe aici. Spate, că știți că când două drepte sunt paralele, nu? Când două drepte sunt paralele, când, cum scrie ecuația unei drepte dă un pușor direcții, distanța de două puncte. Atât s-a urmărit aici. Da. Nimic deosebit. Să vedem altceva. Aici este 2, avem A de coordonate minus 2 și 1. A de coordonate minus 2 și 1. B de coordonate 0 și 3. De 0 și 3. Și C de coordonate 4 și minus 1. C de coordonate 4 și minus 1. Minus 1. La punctul A se cere ecuația mediatoarelor laturilor AB și BC. Ecuația mediatoarelor laturilor care AB și BC. AB și BC. Și la B se cere centru și raza cercului circumscris. Centrul, da. Cercul de centru, să spunem, C1, da. Și raza, nu? Și raza iar. Și se cere C1 și coordonate, deci C1 da. De AB, cine sunt acestea și care este raza, da? Da. Păi, hai să ne apucăm. Păi, mediatoare, dacă... Hai să le prezentăm, hai să le prezentăm. Avem minus 2 și 1. X e minus 2. Și Y este 1. B-ul de 0 și 3. Da. 1, 2, 3. A-ul, B-ul. Și C-ul decorat de 4. Și minus 1. 1, 2, 3, 4 și minus 1. C-ul, da? Da. Mediatoarelor AB. Ce este mediatoarea? Este perpendiculară adusă dintr-un vârf al triunghiului pe latura opusă. Nu, nu din vârf. Păi, nu poți să din vârf. O duci perpendicular pe mijlocul laturii. Da. Da? Deci dacă ai un triunghi, atunci mediatoarea este perpendiculară pe mijloc asta. Și toate punctele din mediatoare sunt la egală distanță de capete. Și mediatoarea cealaltă toată. Perpendiculară pe mijloc. Și ei se întâlnesc într-un punct numit centrul cercului circumscris. Adică, practic, la intersecția celor a două mediatoare, rezolvând sistemul format din ecuații, îți găsești coordonatele cercului. Și este asigurat că distanța asta cu asta, sunt egale, că fiind prin mediatoarea asta, cu asta sunt, fiind prin mediatoarea asta altă, asta cu asta sunt, și atunci toate între ele, deci suntem în centrul cercului, circumscris, cercul care trece prin vârfuri. Da. Și raza înseamnă distanța de două puncte. Ori ăsta cu asta, ori ăsta cu asta, ori ăsta cu asta, că am găsit mai înainte coordonatele. Da. Deci, hai să vedem. Hai să scriem mediatoarea lui AB. Așa ne zice autorul, nu? Da. Mediatoarea lui AB. Este o dreaptă perpendiculară pe mijloc. Deci trebuie să aflăm mijlocul lui AB. Să notăm punct M. Deci M de coordonate XA plus XB pe 2 și respectiv YA plus YB totul pe 2. Iar mediatoarea pe cealaltă, punctul N de coordonate XB plus XC pe 2 XB plus XC pe 2 și respectiv YB plus YC pe 2. Și egal M de coordonate, să ne uităm aici. De XA plus XB. Minus 2 plus 0 e minus 2 pe 2 e minus 1. Minus 1. Și 2 și cu 1, 3. Nu? 2 și cu 1, 3. Nu, e 1 și cu 3. 1 și cu 3, 4 pe 2, 2. Iar noi ce coordonate are? XB plus XC, 0 plus 4 pe 2, 2. Deci 0 plus 4 pe 2, 2 și... Și 3 minus 1, 2 pe 2, 1. Am aflat pe M și N, adică M este ăsta și N ăsta este. Da? Și acum, mediatoarea segmentului AB e o dreaptă D1, să zicem. D1. Și asta aici D2, dacă e D2. Și zicem, D1 perpendicular pe AB. Dacă și numai dacă, două drepturi sunt perpendiculare, dacă pantele sunt inverse și cu sens schimbat, da? Deci M D1, panta lui D1 este egală cu minus 1. Minus 1 pe panta lui AB. Și egal mai departe cu minus 1 supra pe panta lui AB. Da, noi n-am aflat, să aflăm. Da. E minus AB. Egal cu Y pe minus YA, nu? Da. Supra X pe minus XA. Și egal cu 3 minus 1, 2 supra 2. 3 minus 1 supra 2. Tot 2, da? Da. Jos. Păi e 0 plus 2. Așa, și face 2 pe 2, nu? Da. Și egal cu 1. Și invers, așa, ce e schimbat? Este 1. Este minus 1. A, da, că e da. Deci MD egal cu... Da, e minus 1 pe 1. Minus 1. Bun. Și acum am punctul M, M de coordonate, îl am aici, minus 1 și 2. Deci M de coordonate, minus 1 și 2. Și M de 1, minus 1. Egal cu minus 1. Și acum scrim ecuația dreptă, îți dă un punct și o direcție. Și zicem Y, Y minus 2, egal cu minus 1, minus 1 pentru că X plus 1. X plus 1, nu? Și atunci avem y minus 2 egal cu minus x minus 1, adică x plus y minus 1. Minus 1 egal cu 0. Asta este ecuația dreptă de 1. Pentru a scrie ecuația dreptă de 2, am pe mână și zicem, iem indiciul de, sau D2, D2 e perpendiculară pe ABC. Dacă și mai duc, M indice D2 egal cu minus 1 supra M indice BC. Da. Și egal cu M indice BC. Panta lui BC o aflăm. Egal cu YC supra XB minus XC. Da. Și ar fi 3 plus 1, 4. 3 plus 1, 4 supra? Supra 4. Și face tot 1, nu? Și acum inversate. MD2 egal cu minus 1. MD2 egal cu minus 1. Și acum am punctul N de coordonate 2 și 1. 2 și 1. Și MD2 minus 1. Tot minus 1. Eu ecuația de minus 1 punctul direct și zic Y minus 1 egal cu minus 1 pe lângă X minus 2. X minus 2. Asta înseamnă Y minus 1 egal cu minus X plus 2. Atunci X minus Y minus 3 egal cu 0. X minus Y. Deci X minus Y. X plus Y. X plus Y. X plus Y. Plus... Minus 3. Da. Minus 3 egal cu 0. Asta este D2. D1 am găsit-o. D2 am găsit-o. Și îți rezolvă sistemul dintre ele. X plus Y minus 1 egal cu 0. Și X plus Y minus 3 egal cu 0. Că nu prea e incorect ce ești aici. Adică, ca și cum am spune că 1 egal cu 3, o prostie. Am greșit undeva. Deci, X plus Y plus minus 1 egal cu 0. Și aici, Y minus 1 minus X, X... Nu, e o greșeală. Hai să vedem la pante. E indice AB. Ne uităm la A și la B și vine YB minus, adică 3 minus 1 supra 0 plus 2, 2. 2 pe 2, 1. Corect. E MAB. Inversă și puteți găsi minus 1. MU, punctul în mijlocul lui XA și XB. E minus 2, minus 1, 1 și cu 3, 4, 2. Și partea asta, ecuația este Y minus 2 egal cu minus 1 pe lângă x plus 1. La M2, pata lui BC. YB la BC. Deci YB minus YC, adică 3 plus 1, 4, supra 0 minus 4, 0 minus 4, nu? Aici e greșit. 0 minus 4 și aici vine minus 1. Și panta va fi 1. Și panta fiind 1, vine Y minus 1 egal cu X pe lângă 1 pe X minus 2 și atunci vine Y minus X. Sau X minus Y. Hai să ducem așa. X minus Y și face plus 1 minus 2 minus 1. Minus 1, da. Egal cu 0. Și atunci prima este X plus Y minus 1 și a doua este X minus Y minus 1 egal cu 0. Și dacă adunăm, vine 2X minus 2 egal cu 0. Adică x egal cu 1. De acord? Da. Și dacă x e 1, y e 0. Y egal cu 0. Deci, centrul cercului, circumscris, triunghiului, are coordonatele C, D, 1 și 0. Și mai trebuie să găsim și raza. Raza cum o găsim? Avem O sau cu C1, am zis, C1 de coordonate 1 și 0 a centrului. Da. Și A de coordonate mare. A de coordonate minus 2 și 1. Și atunci scrim distanța între două puncte. Da. Și zicem F egal cu radicalul din minus 2 minus 1 la pătrat face minus 9 și 1 minus 0 la pătrat 1. Și face radical din 10. Așadar, raza aici completăm radical din 10. Deci, centrul cercului este centrul cercului circumscris triunghiului are coordonatele 1 și 0 și de rază, raza radical din 10. Am răspuns la întrebare. Ce a fost aici? Să scriem ecuațiile mediatoarelor, să nu greșim și sistemul rezolvat te duce repede spre coordonatele centrului, rezolvând sistemul dintre cele două ecuații. Da. Că cele două mediatoare se întâlnesc. Da? Uite aici. Se întâlnesc chiar taxa x-ilor, x-ul e 1 și y-ul e 0. Și în clipa asta ai găsit coordonatele centrului. Iar raza, distanța de aici, între cele două puncte, ori e luăm A, C1, ori B, C1, ori C, C1, același lucru se întâmplă, aceeași distanță. Dar, altceva? Da. Se dă dreapta de ecuație x plus 2y minus 4 egal 0. Dreapta de ecuație care? X plus 2y deci dreapta de ecuație x plus 2y, să o scriu aici până sus, da? X plus 2y minus 4 egal cu 0. Da. Și punctul P de coordonate minus 2 și minus 1. Și P de coordonate minus 2 și minus 1. Determinați simetricul punctului P față de dreapta D. Da. Simetricul P față de dreapta aceasta. Păi simetric înseamnă că e vorba de dus o perpendiculară din punct pe dreapta asta Vedem unde se intersectează. Deci tu trebuie să imaginezi așa. Asta e dreapta. Asta e punctul P. Și scriem ecuația perpendiculară pe dreapta asta, care intersectează pe dreapta într-un punct O, care se găsesc coordonate. Că aici ecuația asta, și aici ecuația asta, găsești O. Și acum, simetricul este un punct aici, pe dreapta, un punct P1, de coordonate X și Y, sau X0 și Y0, că nu le știi. Verific ecuația dreptei acestea, adică în loc de coordonatele, în loc de X și Y al drepte cu X0 și Y0, și până scrii distanța PO egal cu OP1. PO o poți afla, OP1 în funcție de X0 și Y0. Și apare un sistem de două ecuații cu două necunoscute. Asta e strategia. Da. Deci, să ne apucăm de treaba. Cum scrim ecuația? E vorba de o dreaptă D1 perpendiculară pe asta de aici. Pe D. Deci în casă e dreapta D, da? Da. Deci D1 perpendicular pe D. Dacă și numai dacă M D1 egal cu minus 1 pe M D. Așa. Dar ne trebuie MD-ul. Păi MD... De unde îl găsim? Ecuația dreptei. Scoatem pe acolo Y, hai să zicem așa, o scrim sub forma Y egal cu minus X pe 2, eu duc în partea cealaltă, minus 1 pe 2 ori X și plus 4 pe 2 plus 2. Și asta e fanta. Da, minus 1. Că știm că Y egal cu MX plus E, nu? Da. Și M-ul e clar. M egal cu MD. MD, a dreptei. A dreptei acestea. Este cât MD minus 1 pe 2. Și atunci MD prim va fi egal cu 2. MD1 egal cu 2. Inversul putem schimbat. Și avem punctul P, un punct P de coordonate dat. Minus 2 și minus 1. Minus 2 și minus 1. Și panta. Și panta M de 1, cunoscută 2. Scriem ecuația dreptei, dăm punctul de direcție. Y minus plus 1 egal cu 2 pe lângă X plus 2. X plus 2. Adică Y plus 1 egal cu 2X plus 4. 2X minus Y plus 3. 2X minus Y plus 3, nu? Egal cu 0. Egal cu 0. Asta e ecuația dreptei de 1. Dar dreptei D-o știm. E vorba de X plus 2Y. 2Y minus 4 egal cu 0. Formă un sistem între astea două. Mulțim prima cu 2. 2 și face 4X. 4X minus 2Y plus 6 egal cu 0. Și când adunăm ăsta vine 5X, nu? Da. 5X plus 2 egal cu 0. Plus 2 egal cu 0, adică X egal cu minus 2 pe 5. Minus 2 pe 5. Deci punctul O, locul de intersecții, O are coordonatele. Minus 2 pe 5 și Y. Y s-o găsim. Înlocuim în a doua. A doua, dacă ne vine mai ușor. Deci, era X plus 2Y. Așa era, nu? X plus 2Y. Minus 4 egal cu 0. Cu X-ul știu, minus 2 pe 5, vine 2Y egal cu 4. Da. 2Y egal cu 4 plus 3 pe 5. Bine? Plus 2 pe 5. Și vine 22 pe 5. Adică numai Y simplu face 11 pe 5. Deci 11 pe 5. Punctul O are coordonate minus 2 pe 5 și 11 pe 5. Deci pe P îl știu ce coordonate minus 2 și minus 1. Pe O îl știu acum, că e 22 minus 2 pe 5 și respectiv 11 pe 5. Și trebuie să găsim coordonatele lui P1. X0 și Y0 astea. Păi P1 este la distanță egală de... Așa. Ne zicem distanța PO. PO egal cu O P1. Și aici a însemnat la pătrat, PO pătrat egal cu O P1 la pătrat. Iar PO pătrat e ușor de aflat, nu? Egal cu nu mai se radical, că la pătrat. X2, X... Deodată. Cât vine? Minus 2, minus plus 2 pe 5 la pătrat, plus 1 minus 11 pe 5 la pătrat. Și egal cu minus 10 plus 2 face 8, nu? La pătrat 64 pe 25 plus 5 minus 11, 6, 36 pe 25. Face 100 pe 25 și egal cu 4. Pe O pătrat. Atunci pe O va fi 2. Pe O egal cu 2. Și îți facem și O pe 1. O pe 1 la pătrat este X0 minus plus 2 pe 5 la pătrat plus Y0 minus 11 pe 5 la pătrat. Și egal cu X0 pătrat la pătrat plus 4 pe 5. Hai să duci la aceeași numitor ca să apară mai frumos. Deci face 5x0 la pătrat, 25x0 pătrat, plus 4 de 2 ori până la 4 ori a doua, deci era 5, face 10 ori 2, 20, nu? Da. 20x0 plus 4 de la pătrat 4, da. Totul supra 25, plus 25y0 la pătrat, minus de 2 ori prima parte ori a doua, deci 10, 20. 220, că rând știu, nu? Minus 2 ori 5, 10 ori 11, 110. Deci 110 y0 plus 121. Da. Totul supra 25. Deci O pe 1 la pătrat. Și O pe 2. Atunci aș avea așa. 25x0 la pătrat plus 20x0 plus 4 supra 25 da. Plus 25y0 la pătrat minus 110 y0 plus 121 y0 plus 121 supra 25 egal cu 4. Că asta e OP 1 la pătrat. Da. Egal cu asta OP la pătrat 4. Și aduc același numitor și obțin. Obțin 25 x0 la pătrat plus 20x0 plus 4 plus 25y0 la pătrat minus 110y0 plus 121 egal cu 4 la care pun... Egal cu 100 dacă ceva... Egal cu 100 dacă... Egal cu 100 la care adaug și că e pe dreapta de 1. Unde era la dreapta de 1? Care era ecuația? Asta să zic acum. De 1. De 1, 2x minus y. 2x... Deci de 1 era așa, 2x minus y. Plus 3 egal 0. Plus 3 egal 0? Da. Sigur așa? Da. Știu că mai intervenim noi la ea. Uite, de 1 aici. 2x minus y plus 3. Bă. Și fiindcă punctul de coordonată x0, y0 este pe dreaptă, în loc de expunem x0 și y0. Da. Și atunci adaugă-i și o ecuație. 2x0 minus y0 plus 3 egal cu 0. Și am un sistem în x0 și y0. Da. Adică scoatem pe y0 de aici. y0 egal cu 2x0 plus 3. Și oriunde văd y0, mă duc și locuiesc. Oriunde văd y0, mă locuiesc cu 2x0 plus 3. Și apare o ecuație de gradul 2 în x0. Și găsim pe x0 și respectiv pe y0. Sunt două... Probabil că sunt două valori ale x0 și y0, deși e o singură valoare trebuie să fie. Probabil că aștept să fie un pătrat perfect ce va trebui să fie ca să ori să reduce x0 să fie de gradul 1, pe urmă, ceva trebuie să se întâmple. Se continuă de acum lucru cu chestia asta. Deci, încă o dată, am spus, dreapta de se cunoaște. Mediatoarea, nu mediatoarea, perpendiculara dusă din P, trebuia să fie ecuația lui de 1. Da. Ea intersectează pe D într-un punct, că sunt coordonatele ăsta, și pe un egalăm distanța asta e distanța asta. Și la egalarea distanțelor aveam, de fapt, ecuația de aici. Da. Iar pentru că x0 și y0 e pe dreaptă, coordonatele periferice. Și atunci se ajunge la sistemul acela de rezolvat. Se lucrează destul de mult, vezi, între timp. Nu, subiectul consumă timp. Chiar dacă știi să-l faci. De ce ceasul, te rog? 36 de minute. Da. Deci chiar dacă consume... Dacă știi așa să-l faci, iată că se consumă ceva. Hai să vedem ce timp consumă. Deci mă duc cu y0 oriunde văd și zic 25x0 la pătrat plus 20x0 plus 4 plus 25 pe lângă y0 la pătrat. Adică 2x0 plus 3 la pătrat minus 110 pe lângă 2x0 plus 3 plus 121 egal cu 100. Ceea ce ar însemna cam 25x0 la pătrat plus 20x0 plus 25 pe lângă. Era și în 4 acolo. Unde e 4 ăsta, se duc la sfârșit, zic 125 aici. Nu? E bine. Da. Și face 25 pe lângă 4x0 la pătrat plus 4 pe 12x0 plus 3, 9 minus 220x0 minus 330 egal cu sau, nu, plus, cât să zic aici, plus 25. Egal cu 0. Cu 100 duceți în partea asta, 25. Și avem acum. 25x0 pătrat plus 20x0 plus 100x0 pătrat. Nu? Da. Plus 12 ori 25, fac 300, cred. 10, 250, de 2 ori 25, 300. Da. 300x0 plus 225 minus 220x0 minus 133 100, de ce 133? Minus 305, poate. Da. Minus 305 egal cu 0. Și atunci am 25x0 pătrat cu 100 face 125 x0 la pătrat. 20x0 și cu 300 x0 și cu minus 220. 300 minus 220 fac 80 cu 20 100. Plus 100 x0 și termen liber 225 minus 305 face cât? 80, parcă. 80, da. Minus 80 egal cu 0. putem împărți printr-un 5 și face 25 x0 pătrat plus 4x0 plus 4 plus 25. Nu, plus 20. Plus 20. x0 minus 4. Odată așa. De 5 în 8 odată, 5 în 30, de 6 ori. Egal cu 0. Și am impresia că e pătrat pe... Nu, că e minus 16. Dacă a fost plus 16, poate ne gândeam la un pătrat perfect. De ce l-am dat acolo minus 330? La sfârșit. Putem da formula rădăcină? Putem afla rădăcină, dar eu aș fi dorit să fie un pătrat perfect și anume 25x0 plus 4 la pătrat. Cât ar fi fost? Nu 25, 5x0. 5x0 plus 4 la pătrat. Ar fi fost 10 ori, deci 2 ori 5, 10 ori 4, nu, nu. Dar ar fi fost 40, nu-i bine. Era bun ce să aflăm rădăcinile. Și zicem? x0, 1, 2. Egal cu minus 10. Plus minus radical din... 100. E 10 la pătrat. Da, 100. 100. Minus a orice, minus 16 ori 25. 16 ori 25. Deci plus. Da. 16 ori 25. Supra a. Supra 25. Minus 10 plus minus 100. 400 de... 100 plus 400. 100 plus 400, 16 ori 25. 6 ori 5. 10 ori 25, 250. Și de 6 ori câte 25. Face de 4 ori de 25, 100. Și vezi, 400, cred că de-aia. Așa este. Și atunci face 500 aici. Da. Supra 25. Și egal cu minus 10 plus... Sigur, am greșit undeva. Pentru că mă aștept să fie niște calculi mai ușoare, mai simpluțe. Nu-ți pot fi două puncte simetrice. Un singur punct simetric. Așteptam să fie pătrat perfect aici, nu întâmplător, tot existența acolo. Deci am greșit undeva la calcul, nu-mi dau seama. Că aici, numai dacă e un pătrat perfect, găsesc o singură rădăcină. Nu două rădăcini distincte. Și nu există două simetrice a unui punct față de o dreaptă. Nu e unul mai sus și altul mai jos. N-ai cum. Deci nu mai e un singur punct trebuie să fie. Și ăsta e controlul. Dacă nu dă pătrat perfect, înseamnă că greșit undeva. Și atunci nu-ți rămâne decât să le iei din nou calculul, să vezi unde e greșeala. Dar, ca tehnologie de lucru, asta este. Da? Așa trebuie făcut. Îmi pare rău că n-am finalizat, nu ne-am mers să greșit eu. Mai este vreo chestiune? Asta trebuie. Mă gândeam să mă dată în plus, ar fi fost realitate. Nu-ți mai rămâne timp. Într-o oră le faci. Nu cap de discuții, dar... și atenția mărită și să simți, să știi din prima cam ce ai de... Păi asta, că dacă nu știi din prima, pierzi timpul și... Sigur, dar la ce moment am zis că n-ai ce bâlbâie. Numai în cazul în care e vorba de o problemă, de aceea cum ți-am dat odată și e vorba de stabilit sistemul de coordonate, am făcut noi așa o dată. Acolo mai te uiți așa cum e să fixezi sistemul ca să ușurezi calculul. Dar în problemă care v-a dat aici nu era decât viteză foarte multă, siguranță și precizie. Da? Precizie la urmă. Nu, nu facem mai. Unde ai un grif dificultăți aici? Cred că la asta n-a fost numărul meu, dar... Da. Ai avut la perpendiculară? La perpendicular, la 1 n-am făcut nimic. Aproape. La cel cu paralelogram. Acolo, dar acolo nu e surprins cât paralelele acelea. Da, am început să scriu acolo, dar am scris pe unul l-am lăsat la sfârșit, că la început nu mi-am venit cum să fac. Și am început acolo cu, am scris alea paralele, pantele și după ce am mai făcut? Am aflat așa punctul ce am aflat astea ecuațiile dreptelor, dar nu mai știu ce să fac mai încolo. Ne intersectați dreptele. Da, da. Banal, ca să găsești coordonatele punctului, fiindcă punctul se află între cele două drepte, intersectezi și acela rezolvă sistemul ăla. Ai văzut acum, nu? A, că e să am făcut. Nu ai făcut nimic. Și fii atent că aici nu a fost trigonometrie. Da, știu. Deci aici trebuia să faci că... Era calcul algebric, pur și simplu. De mână. Pare rău. Și nu, să o spunem pe cea dreaptă, nu a fost chestiune la care se întrebuințesc subtilități. Nu, așa este. Era chestie de uzură, atâta calcul și atâta tot. La început l-am luat pe unul și am văzut că nu știam ce să fac, m-am panicat și m-am dus la următorul, la... Când intră în criză de timp, în panică... Da, deci efectiv mă uitam la ceea și am văzut cât timp mai am și oricum n-am venit la fix, adică ca să zic așa. Da. Și era și primul an așa, mai. Cum a... Dacă s-au dus 5 minute, să spunem, sau că s-au dus, dacă aveai clar în minte cum trebuie să lucrezi, și așa, nu pierdeai timp. A te gândi la geometria analitică, n-ai la ce. Înțelegi? Adică n-ai la ce, e atât de clar, știi formulele? Nu, da, n-ai ce lucra. Băi, ai de făcut paragramul. Clar, dreptele se intersectează și așa. Scriu ecuațiile drepturi și primul rezolvă sistemul, ca să găsești coordonatele unui punct. De punctul vine la intersecția celor două drepte. Și asta e banal. De asemenea, când am făcut acum simetricul punctului, păi îmi trebuie simetric față de punctul față de dreapta, deci îmi trebuie punctul de intersecție perpendiculare cu dreapta. Da, acolo știu că l-am făcut. Ăla parcă l-am făcut, dar nu mai, deci cât am scris acolo le-am învârtit numai ca să iasă. Dar acolo știu că parcă l-am făcut. Dacă n-ai făcut la paragram, nici aici n-ai făcut. Adică să spun pe cea dreaptă, pentru că tu tot așa ai făcut intersecția a două drepte. Dreapta dată de... L-am intersectat pe alea două. Și dincolo nu? Nu, dincolo nu. Ai rezolvat sistemul aici și acolo nu, n-ai rezolvat. Da, nu știu, nu mi-a dat în cap, nu știu ce. Am speriat, am văzut că nu mai am timp, ce fac eu, da. Da, așa se întâmplă, că nu-i... Dar n-am fost sigură și n-am... Dacă nu-i clară strategia de lucru, sigur, dai un bârbuial acolo și timpul se duce și basta. Așa. Cât e timpul acum? 47. 47. Ce să mai facem noi? Oprim fișierul ăsta. Și să mai facem vreun exercițiu așa mai